până una alta, mare petrecere, mare! Cum să vă explic? Băi, oameni buni, știți cum e vorba aia? De ceva timp, după modelul american, se organizează petreceri în care li se dezvăluie celor prezenți sexul copilului care urmează să se nască, dar nu oricum, prin diferite metafore, simboluri, bazme, ciucă. Ei bine, o astfel de petrecere au dat viitorii părinți Luis Gabriel și Haziran. Ce e cel mai interesant e că nici ei nu știau dacă vor avea fetiță sau băiat. Băi, oameni buni, au aflat fix acolo, așa că acum aflați și voi cum stau lucrurile, priviți. Am făcut o petrecere strânsă în familie pentru că legea nu ne-a lăsat și nu putem să trecem peste lege pentru că întotdeauna trebuie să fim corecți și am făcut restrâns cu câțiva membri a familiei, prieteni apropiați. Ce să vă spun mai multe, cred că o să fiți aici prezenți și o să vedeți cu toții, sper să iasă minunat, să vă placă ne și dorim. Vouă. Ce să vă mai spun, am emoții deocamdată, nu știu ce este, dar ce va fi sănătos să fie. Hai să vă prezint acum câțiva membri invitați la mine la eveniment. Bună ziua, bună ziua! El este doctorul Sami de la Elias. Este omul care are grijă mereu de mine, de familia mea, de sănătatea mea și orice am nevoie este prezent și mă ajută cu ce poate și vreau să-i mulțumesc pe această cale și să vă prezint pentru că este un om deosebit. Mulțumesc! El e un băiat bun și Dumnezeu are grijă de el prin mine și colegii mei și alții. A fost fără doar și poate o petrecere specială unde Haziran și Luis Gabriel s-au înconjurat de familie și prieteni. Printre invitați s-a numărat și familia perlei lui Luis Gabriel, iar surorile ei au fost singurele care au știut de la bun început sexul copilului. Cred că este prima oară când le prezint pe surorile mele, le-a stat așa mai, au fost mai undercover și ele sunt răspunzătoare pentru ce s-a întâmplat aici, pentru că doar ele și cumnata mea au aflat sexul copilului. Avem aici pe sora mea mai mică, Evelyn. Câți ani ai, Evelyn? Am 15 ani jumate. Și vreau să-mi spui... mai înaltă decât mine. Da. Și vreau să-mi spui așa în câteva cuvinte cum este Haziran ca sora. Încă de mic a fost un exemplu pentru mine și chiar îmi doresc ca atunci când voi fi mare să fiu ca ea, să-i urmez să am aceeași carieră. Are o voce foarte frumoasă. Ea nu cântă, dar a cântat când era mică și chiar... Eu sunt Emilia, sora cea mare. Da. Diferența între noi e puțin cam mare, de asta eu pentru ele am fost poate ca o a doua mamă. Am fost mai protectiv așa și cred că eu m-am ocupat să le mai cert din când în când. Deci să înțeleg că frumusețea este o trăsătură care s-a moștenit în familie, pentru că toate trei sunteți foarte frumoase. Da, s-a moștenit, nu prea semănăm, noi două mai semănăm cu ea, nu prea, e altfel. Nu am prezentările, da? Da, trebuie să prezentăm pe toată lumea, că așa e frumos. Ei sunt o parte din bunici, avem o pereche aici și una în Franța. Ei sunt părinții mei. Bună ziua! Seara română! Vreau să știu voturile, fetiță sau băiat, ce votați? Eu am zis de prima dată că va fi băiat. Eu am avut numai fete, 3 fete și 2 nepoțele. La ei în familie sunt numai fete, deci cred că vor băiat. Ar fi binevenit un băiețel. Ar fi totuși ceva diferit de fete, dar chiar mi-aș dori să fie băiat. Acum, ce-o fi, aia scoatem din burtă. Da. Eu vreau băiat. Am 6 fete, cu tot cu nepoțele și sigur îmi doresc băiat. Sunt și vânător și vreau să-l fac vânător. O să-l iau la Craiova. Mi-l dați la Craiova de tot. Ba da, o să-l fur. Deci îl o să răpesc. Fie bătălie pe copil unde să se împartă. Craiova, Franța, București. Salut, domnul Cătălin. Da, domnul Cătălin. Ce voie, domnului Pepe, să-i folosesc puțin melodia pentru că mi se potrivește puțin acum. Puțin mai mult și cu permisiunea dânsului am să cânt și eu o strofă și un refren din această melodie superbă pentru soția mea, pentru Haziran. Domnilor, în această seară vom afla sexul copilului pe
pe care îl vor avea Luis, Gabriel și Haziran. Și ca să facem cât mai inedit acest lucru, avem două mascote, Fursec și Miyagi-san, care se vor lupta. Dacă va câștiga mascota băiețel, atunci copilul va fi băiat. Dacă va câștiga mascota fetiță, atunci copilul va fi fată. Și invităm mascotele alături de noi, că dacă nu mă bate cu Luis. 2, 1, start! Hai să vedem o luptă pe cinste. Doar dansează, nu se bat. Acum, croșeu de dreapta. Un uppercut de stânga. Dacă va fi băiat, copilul se va numi Rocky, așa mi-a zis lui și Haziran. Hai! La față, la față, stânga dreapta! Deci chiar nu sunt misogin, dar sper să câștige băiatul. Hai, dă-i tare! Putem să... Gata! Câștigătorul este băiatul! Ceea ce înseamnă că Luis, Gabriel și Haziran vor avea băiat. Felicitări, Luis! Felicitări, Haziran! Să vă trăiască! Bravo! Felicitări! Felicitări! Mamă, incredibil! M-am uitat la lupte. Deci Rocky cu Sena, știu că eram cu floricelele, meci mare, tu ai văzut? Am văzut, am și ai văzut cine a câștigat? Bineînțeles. Cine? Rocky. Normal, pentru că ce crezi? Prietenii noștri au aflat că vor fi părinți de băiat. Așadar, Luis Gabriel și perla lui Haziran. Pe canapea acolo, unde poți să stai mai relaxată. Prietenul nostru de la Piki, cum e, mă? Exact, te uite la aici. Stai să aduc și niște pahare de șampanie. Luați un loc acolo, să vă simțiți bine pe canapea și să dăm noroc cu tânăra familie. Bă, voi chiar n-ați știut ce o să aveți băiat sau fată până la petrecere. Pe asta a fost ideea petrecerii. Să se afle chiar în timpul luptei, adică când se sfârșește lupta, să știm ce avem. Aia a fost surpriza. Deci voi chiar n-a știut, adică... Da, eu chiar am trăit meciul acela cu emoții, cum trăiam cu Dinamo Steaua, care e duminică. Acum așa să mă duc în galerie la Dinamo, să nu mă înjura steliștilor. Deci o să vin, haideți să luăm un loc aici. Și, deci, practic, voi ați aflat la petrecerea asta că o să aveți băiat. Da. O să avem un băiețel pe nume Joseph Luis Tiago. Cum? Joseph de unde? De la Sfântul Joseph Iosif. Este Sfântul Iosif în engleză. Am un nume de sfânt neapărat. Perfect. Luis, după... Și Tiago mi-a plăcut foarte mult. Ți-a plăcut numele? Și Tiago nu cheamă și pe băiatul lui Adrian Mutu? Tiago, nu? Ba da. Pe unul știu Mario. Mario cel mare, dar Tiago. Da, m-am inspirat pentru că vreau să iasă fotbalist. Bravo, foarte frumos. Bă, da, a venit toată familia acolo, am văzut. Da. Și ai văzut că e luptă unde o să stea copilul, surorile, foarte frumos. Bine, n-a fost chiar de toată familia. Avem o parte din familie și în doliu, o parte plecată în Franța și ne-a fost mai greu să ne adunăm cu toții. Dar până la urmă a ieșit petrecerea exact așa. Păi și tu curios, n-ai dat, cine știa până la urmă cine care trebuia să știe cineva ce sex va avea sora copilul? Sora mea și sora ei au primit mail. Mail? Da. Deci voi stați un pic, în toată perioada s-a văzut la ecografiile astea și spuneați domnului doctor. Ne-au spus că avem 80% fetiță, dar nu. Au vrut să ne inducă în eroare, cred. Deci că... nimic nu știați, nu? Nimic. Dar a spus de la început, bă, nu vrem să știm decât să aflăm așa. Da. La un moment dat nu prea mai aveam stare și am întrebat-o pe... Pe sora ta? Nu, pe doctora de se ocupă de soția mea. Da, și ea... A vrut să-l inducă 100% în eroare, eu sunt 80% fetiță, mi-a spus, la ultimul control. Și pe urmă, când am aflat că e băiețel. Și pe sora ta, că ea știa când a primit mail-ul, n-ai spus, mă, zi și mie înainte ceva? Nu, n-am vrut. N-ai vrut. Păi stricam petrecerea. A zis că nu ne spune orice ar fi. Nu. Ce tare. M-am chinuit atât de tare cu petrecerea, adică să iasă totul frumos și stricam să aflu, nu mai avea sens. Foarte frumos. Și practic de acum puteți să vă gândiți cum trebuie să aranjați camera lui. Da. Pentru că e el, băiețel. Normal. Da. Oricum, am primit și din partea familiei și a prietenilor mai daruri frumoase și chiar tot ce aveam nevoie pentru copil și le mulțumim foarte mult că ne-au ușurat munca. Așa ceva unisex, nu știau. Da, adică nici ei nu știau, da. Și... Lucruri care să se potrivească. Da. Bă, ce-o fi, important e să se potrivească. Dar tu cum te simți? Cum ești? Cât mai ai? Sunt bine, m-am simțit puțin rău la început când am ajuns aici, dar mi-am revenit. M-au așteptat colegii cu o limonadă. Noi avem aici departamentul nostru de asistente în spatele camerelor de filmare. Foarte drăguț. Asistentele șefe, cum să nu. Și acum, când, pe cât e ziua programată să naști? În iulie? Nu putem nici să programăm pentru că eu optez pentru naștere naturală și atunci e cam pe neașteptate. Aproximativ, așa. Dar pe la sfârșitul lunii iunie, maxim până pe 2 iulie am data.
Foarte frumos. Deci va fi în zodia racului. Rac, da. Ca părinții mei, ca sora mea mai mare, da, avem raci mulți în familie. Da, trage mai mult spre neam. Asta? Să dăm noroc atunci să ne bucurăm pentru că prietenul nostru, Luis Gabriel și Haziran, oameni buni, o să fie părinți de băiat, se știe! Foarte frumos! Tu, mamă, am văzut că de mult, când ai auzit că e băiat, te-ai descătușat. Păi da, pentru că mie îmi place foarte mult... îmi plac mijlocași și centrali. Eu am fost mijlocaș central la fotbal. Da. Și am jucat și atacant, dar vreau să-l fac cum îmi place mie. O să mă chinui zi de zi, mă trezesc și mă duc și îl chinui să joace doar inteligent. Preluare, pas, fără dribbling, fără scheme, fără braziliană. Adică un fotbal cât mai tactic. Dacă îi place. Trebuie să-i placă, n-am de ce să-mi placă. Cum era aia? N-ai mingea trage la poartă lungă? Cum e, mă? N-ai mingea trage la poartă. Da, exact. Da. Dar el asta vrei să facă. Pase scurte, joace inteligent, să caute multe găuri, să... Multe pase chestii. Scurte, pe sus. Era în stare și dacă era fetiță să o ducă la fotbal. Deci așa e nebunitește. Am verișoare, care joacă tenis. Tenis. Joacă bine. Dar ție îți lipsește faptul că nu mai joci fotbal? Mă mai duc cu prietenii, dar nu e aceeași. Mie îmi plac meciurile competitive, adică gen să joc pe ceva. Așa să mă duc să fiu o miză. Da, să fiu o miză, să pot să-mi dau viață. Păi, eu îmi dădeam viața la orice meci. Păi și acum cum e? Jucăm pe bere? Acum nu, jucăm pe nimic, jucăm de distracție. Cine câștigă stă la masă și joacă, cine nu stă pe bară și îngheață de frig. Foarte fain, oameni buni. Deci Luis Gabriel și Haziran o să fie părinții de băiat. Mă bucur mult de tot. Puteți să le trimiteți mesaje de felicitare pe Instagram. Luis Gabriel, așa e, nu? Luis Gabriel, direct. Luis Gabriel Music. Luis Gabriel Music. Perfect și Haziran oficial pe Instagram să le felicitați pe oamenii ăștia. Sunt la familie alături de noi, viitorii părinți, Luis Gabriel și Haziran. Pregătesc camera băiatului, trebuie să fie tot acum pe albastru. Nu neapărat albastru, dar de băiețel. Să fie de băiețel, dar tu asta-ți dorești, fii sincer. Normal. Mai mult băiat ai dorit decât fetiță, este? Nu, mi-am dorit și fetiță, dar băiețelul, nu știu, o să îl iau cu mine. Mai apropiat de el. Foarte tare. Da. O să încerc să-l iau și la studio, o să ies și cu el în parc cu mingea să-l învăț câte ceva, din ce știu eu. Deci o să ai timp. O să am timp, o să fac timp. Cum o cheamă pe doamna doctor care are grijă de sarcina ta? Doamna doctor Boiangiu de la Spitalul Elias. Am primit un mesaj și nu știu dacă e dumnealui, domnul Boiangiu, că de fapt e fetiță. Nu, nu, nu. Cum să fie fetiță? Mi-a dat mesaj pe WhatsApp și a zis că își cere scuze, dar e fetiță. Ai, bine. Nu are cum să fie. O luasem de bună. Dar el m-a întrebat, întrebat după petrecere, dar acum nu mai are cum să se schimbe, nu? Păi, da. Deci iubire nu mai are cum să se schimbe, o să fii tată de băiat. Păi din fată s-a schimbat în băiat, 80% fetiță, după care băiat, acum mă gândesc, bă, dacă peste 2-3 luni vor... Perfect. Aveți grijă de voi, să fiți la fel de frumoși și să aveți, să aveți grijă așa unul de altul și vă așteptăm oricum cu mare drag. Oameni buni, noi ne vedem mâine la ora 3. Până atunci vă aștept pe TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Vă rog frumos să mă căutați, sunt 24 din 24 de ore la dispoziția dumneavoastră. Seară frumoasă și seara asta avem Survivor!